Lumea nu pierde din lipsă de oameni buni, că sunt mulți oameni buni care cred în Dumnezeu, care se duc la biserică, care îl iubesc pe Dumnezeu, care vor să facă bine în lumea asta. Însă lumea creștină pierde din lipsă de oameni buni care nu fac aproape nimic. A fost o perioadă, dragii mei, în care era suficient să mergi la biserică, să te rogi, să citești Biblia. Însă vremurile se schimbă, generațiile se schimbă și fiecare generație aduce provocările ei. Trăim într-o lume în care creștinismul este în cădere liberă și noi românii care credem în Dumnezeu ne socotim creștini și în vremea aceasta în care minoritățile încep să influențeze majoritățile, noi ca și creștini trebuie să ne unim și să ne susținem valorile și să ne promovăm lucrurile pe care le iubim, pentru că în felul acesta vom proteja valorile noastre, copiii noștri și bisericile noastre. Dragii mei, luna iunie, în fiecare an, vrem să fie o lună a creștinismului în România. În sensul acesta, roagă-te lui Dumnezeu. În sensul acesta, promovează lucrarea aceasta. Susține! Pentru că dacă nu, copiii noștri în școli vor învăța altceva. Bisericile noastre vor fi sancționate de legi care nu vor fi favorabile. Se lucrează la modificarea Bibliei, se lucrează la tot felul de lucruri. E vremea să ne trezim, să punem mână cu mână și să ne luptăm pentru valorile noastre. Dumnezeu ne cheamă împreună să facem lucrarea Lui. Te invit, oricine ai fi, să susții această campanie prin care se dorește o lege ca luna iunie să fie luna creștinilor și a creștinismului în România, să fie legi favorabile, să putem să avem evenimente în exterior, în interior și să ne putem promova ceea ce credem noi, care zicem că iubim pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să te binecuvânteze.